Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit în lumea științei și în lumea spiritualității în același timp. Din câte știți și dumneavoastră, am vorbit adesea în cadrul acestei emisiuni. Anul acesta este un an special. Este un an mondial dedicat lui Darwin. Darwin, personalitate de prim rang a istoriei științei, de la cărui naștere aniversăm în acest an 200 de ani și de la publicarea cărții sale monumentale, Originea speciilor, aniversăm alți 150 de ani, Darwin reprezintă o figură marcantă în știința umanității. El a realizat prin opera sa o adevărată revoluție în zona științei, în zona biologiei, mai exact. El a trebuit să lupte cu concepte adânc înrădăcinate în conștiința oamenilor, a oamenilor de știință, pentru a crea o nouă teorie, o teorie unificatoare în ceea ce privește lumea viului și evoluția sa. Desigur, de-a lungul timpului, împotriva lui Darwin s-au ridicat multe voci. Dar trebuie să remarcăm, vocile acestea veneau mai degrabă nu din partea oamenilor de știință, care vedeau cu claritate dovezile care vin în sprijinul teoriei evoluției speciilor, ci mai degrabă din alte zone ale culturii umane în general. Este adevărat, Darwin poate să deranjeze pe unii, dar nu trebuie să contestăm vreo clipă valoarea operei sale. O operă capitală care a deschis noi orizonturi pentru ceea ce spuneam eu mai devreme, știința umanității. Din acest motiv s-a simțit nevoia ca pe plan mondial un an întreg să-i fie dedicat lui Darwin. Trebuie să ne aducem aminte moștenirea pe care ne-a lăsat-o Darwin. În același timp trebuie să remarcăm, Darwin, la momentul în care a elaborat teoria evoluției speciilor, acest moment, Darwin nu știa cum se transmit, de pildă, caractere către urmași. Nu știa ce provoacă și cum sunt mecanismele acestea ale mutațiilor. În vremea lui Darwin nu se cunoștea genetică. Biologia moleculară nu se născuse. Darwin și-a elaborat teoria sa pe baza dovezilor de care dispunea la acel moment. Și totuși, constatăm că noile științe care au apărut între timp nu fac altceva decât să-l confirme cu prisosință pe Darwin, desigur, în liniile generale ale teoriei sale. Rămânând evoluționiști, oamenii de știință au cizelat oarecum teoria evoluției. Există ceea ce numim noi acum neodarvinism sau neoevoluționism. Există în această zonă mai multe curente de opinie. Există o dezbatere înflăcărată despre mecanismele intime prin care evoluția acționează pentru a crea noi specii. În alte emisiuni, știți și dumneavoastră, mă ocup mai pe larg, mai în detaliu despre ceea ce am putea numi noi acuzații care se aduc lui Darwin. Dar în această după-amiază vreau să vă spun un lucru care vine din știința modernă. Un lucru interesant pe care Darwin nu îl știa la momentul respectiv, la momentul în care acum 150 de ani își publica Originea speciilor, după ce acea carte, acea operă, a lucrat la ea jumătate de veac,
un timp uriaș pe care oamenii de știință ai zilelor noastre îl privesc cu oarecare spaimă. În știința modernă, știți, lucrurile apar foarte repede și trebuie publicate cât mai repede. Sistemele de comunicare s-au perfecționat. Ce informația vreau să vă aduc din zona aceasta a științei moderne, mai exact a biologiei moleculare, e un lucru surprinzător. Știți că circa 8% din genomul nostru are origine virală? Practic există așa numitele retrovirusuri care se atașează cumva de codul genetic, de genom, și care în anumite condiții, când infectează, să zicem, celule care țin de reproducere, se transmit urmașilor. 8% din genomul uman este de origine virală. De gândit, nuanțează puțin mecanismul mutațiilor genetice. Dar asta este o altă poveste despre care vom vorbi cu alte ocazii. Astăzi vreau să facem a doua parte a emisiunii dedicată lui Darwin, care a fost înregistrată la Academia Română. Acolo, în luna aprilie, a fost organizat un mare simpozion legat de Darwin. Și în această primă parte a emisiunii vom da cuvântul unui preot, unei fețe bisericești. Este vorba despre preotul profesor dr. Dumitru Popescu, care ne va prezenta, să numim noi așa, viziunea teologiei ortodoxe asupra lui Darwin. Veți vedea că Darwin e privit într-un anume fel. Din punctul meu de vedere, chiar e o întrebare care ar trebui să ne punem la un moment dat fiecare dintre noi. Știința se bazează pe fapte. Ce ar trebui să facem noi la un moment dat? Să ignorăm faptele pentru ca știința să se muleze cumva pe o teologie, pe o credință? Nu lucrul acesta, bineînțeles, Sfinția sa nu ne propune neapărat să renunțăm la teoria evoluției, dar e un punct de vedere interesant pe care vă invit să-l urmăriți în minutele care urmează. Luând aminte la cele ce s-au spus în dimineața aceasta, am impresia mai mult ca niciodată că evoluționismul lui Darwin constituie o adevărată provocare la adresa teologiei, care de cele mai multe ori s-a declarat în favoarea creaționismului. Punctul meu de vedere este puțin deosebit, fiindcă voi încerca, după cum vedeți, după cum veți vedea, să fac o sinteză între creaționism și evoluționism în perspectiva gândirii ortodoxe, care introduce în discuție un element fundamental, și anume ceea ce se numește energiile necreate. De obicei se consideră că Dumnezeu rămâne pe undeva izolat în transcendent. Din punct de vedere al gândirii castelitene, Dumnezeu este și acolo, dar este prezent și aici, în lumea aceasta, prin energiile necreate. Și de aceea creștinismul se întemeiază pe prezența lui Dumnezeu în creație și nu pe oameni care, mai mult sau puțin, se consideră că ar ține locul lui Dumnezeu pe pământ. În consecință, creaționismul și evoluționismul sunt două teorii care alcătuiesc o replică la referatul biblic despre crearea lumii. Pe de o parte, creaționismul crede că lumea ar fi fost creată perfectă de către Dumnezeu, dar existența păcatului omenesc ar fi precipitat creația văzută
pe panta degradării progresive care culminează cu catastrofa finală. Creaționismul consideră că sfârșitul lumii e catastrofa finală, apocalipsa finală, distrugerea ei. Pe de altă parte, evoluționismul pornește în sens opus, de la premisa unei lumi existente prin ea însăși, care se dezvoltă mereu și culminează cu apariția omului. După cum este cunoscut, Thierry de Chardin a căutat să integreze evoluționismul în teologia creștină, dar strădaniile lui n-au găsit ecoul cuvenit acolo unde se cuvenea. Deși aceste teorii se deosebesc fundamental, fiindcă în timp ce creaționismul se prevalează de Biblie și consideră lumea ca opera lui Dumnezeu, evoluționismul este de părere că natura, că lumea există până însăși, totuși ambele teorii pornesc de la autonomia lumii naturale în raport cu lumea supranaturală a lui Dumnezeu. Aici este toată problema, pentru că toate aceste teorii se bazează pe absența lui Dumnezeu din creație, Dumnezeu rămâne izolat în transcendent și lumea este autonomă în imanent. Cât privește afirmația biblică că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, acesta este interpretat diferit. În timp ce evoluționismul este de părere că omul rămâne o ființă pur naturală, nu vorbește de suflet, creaționismul confundă chipul lui Dumnezeu din om cu o dimensiune pur mentală. Diferența dintre aceste două teorii, care separă lumea de Dumnezeu și o închid în propria imanență, provin de modul în care înțeleg destinul lumii naturale. Pentru unii, acest destin rămâne, cum am spus, catastrofal, pentru alții, rămâne în plină expansiune. Creaționismul recunoaște în adevăr că lumea a fost creată de Dumnezeu, dar infirmă Scriptura când consideră că mișcarea în timp și ere geologice constituie o cădere din starea de perfecțiune originală. Datorită mișcării, creația ar fi părăsit starea ei de perfecție originală și ar fi căzut într-un proces de degradare progresivă care culminează cu sfârșitul tragic. Creaționismul opune mișcarea lumii cu mișcarea ei, uitând că Dumnezeu n-a creat lumea perfectă, ci numai bună, fiindcă omul era chemat să conlucreze cu Dumnezeu la desăvârșirea ei finală. Teologia răsăritiană consideră că păcatul a avut consecințe grave asupra omului și creației, fiindcă a alterat sau întunecat chipul lui Dumnezeu din om sau relația omului cu natura, dar n-a desfințat chipul ca atare. Păcatul ține de voința omului, iar de existența lui accidentală n-a putut elimina chipul lui Dumnezeu din ființa omului, după cum n-a putut să desfințeze ordinea rațională a creației. Ambele sunt înscrise ontologic de creator în ființa omului și a lumii, potrivit planului său veșnic. Ar însemna altfel că diavolul este mai puternic decât Dumnezeu. Cât privește evoluționismul, acesta consideră că lumea există pe sine și poate evolua la nesfârșit în chip autonom. Această teorie nu admite existența sau influența vreunui agent extern în procesul de devenire a lumii, fiindcă lumea se orientează ea însăși către un scop nedefinit. În pofida caracterului științific, care l-ar obliga să recurgă la considerații raționale, evoluționismul caută să facă apel la factorii raționali ca hazardul sau întâmplarea, ca să explice devenirea lumii în timp. Respectăm punctul de vedere evoluționist, dar ca pe o ipoteză științifică,
care nu poate fi, care nu poate avea pretenția de a fi considerată ca știință atâta vreme cum se bazează pe experimente concrete de laborator. Deși ambele teorii păstrează în cuprinsul lor ecouri îndepărtate ale referatului biblic despre creație, pornesc, cum am spus, de la autonomia lumii naturale, care a fost pusă în evidență de unul dintre mari și ilustri părinți pe care îl apreciez în mod deosebit, de fericitul Augustin. Augustin n-a mai vorbit de prezența lui Dumnezeu în creație, așa cum proceda profesorul său Ambrozie, episcop de Milan, ci a introdus o fisură radicală între Dumnezeu și creație. Din cauza convingerilor lui personale, a așezat la baza creației așa zisele rațiuni seminale care funcționează independent de Dumnezeu. Cu toate că gândirea lui este mai mult platonică decât aristotelică, totuși admiratorii săi îl consideră ca un adevărat precursor al evoluționismului. Schimbarea pe care acest episcop strălucit a introdus-o în câmpul gândirii teologice a apusene este enormă. Dumnezeu încetează de mai fi înțeles ca persoană vie și dinamică, care coboară plin de iubire la om, ca să-l ridice la asemănarea cu Zidorul lui, și rămâne o ființă nemișcată, izolată în propria transcendență, care privește cu condescendență la om și aștepta ca acesta să se ridice la el. Este vorba de un mod de gândire care pornește antropocentrist de jos în sus, în sensul filozofiei antice, de la om la Dumnezeu, și a devenit dominant în teologia și filozofia creștină europeană. Creaționismul și evoluționismul sunt teorii care nu pot explica câteva lucruri esențiale. Creaționismul, de exemplu, nu poate explica modul în care lumea zice Dumnezeu ca perfectă, a decăzut din starea originală, atunci când perfecțiunea originală excludea din principiu posibilitatea oricărei degradări. La rândul său, evoluționismul face abstracție de chipul lui Dumnezeu ca să poată elimina astfel prăpastia care separă omul de restul ființelor necuvântătoare. Că dacă faci diferit, dacă nu mai vorbești despre chipul lui Dumnezeu din om, desigur că șterzi în felul acesta diferența fundamentală dintre ființele inferioare omului și omul ca atare. Diferit de creaționism sau de evoluționism, care pornește la caracterul autonom al lumii naturale și consideră că Dumnezeu rămâne total exterior lumii naturale, teologia răsăriteană susține că logosul divin, prin care toate au fost create, o spune Evanghelia după Ioan, are o legătură interioară, spun interioară, cu fundamentul natural al lumii văzute prin energiile necreate. Așa cum soarele rămâne mereu pe cer, dar este prezent și pe pământ prin razele de lumină și viață pe care le revarsă peste planeta noastră, tot astfel Dumnezeu transcendent față de lumea ca persoană necreată este prezent în viața planetei noastre, prin energiile sale necreate, ca să o susține, să o prăvăzească spre scopul final, adică cerul și pământul nou al Împărăției lui Dumnezeu. Un cunoscut teolog român spunea că lumea a fost făcută pentru ca omul să se poată folosi de la creșterea lui în comuniune cu Dumnezeu. Ea a fost creată în vederea omului și s-a dezvoltat prin dirijarea exercitată de Dumnezeu asupra energiilor ei constitutive, până când, pentru lucrare specială a lui Dumnezeu, a fost format organismul biologic în care a apărut prin sufrarea lui Dumnezeu sufletul rațional și omul după chipul lui Dumnezeu. De la bun început a fost învestit cu harul divin și s-a aflat în dialog cu Dumnezeu ca să tindă spre comunie cu Creatorul său,
și să împărtășească de viața lui netrecătoare. Omul n-a fost zidit nici ca să fie nemuritor, dar nici ca să fie muritor. Scopul pentru care Dumnezeu a creat omul a fost aceea de a spiritualiza creația ca să se împărtășească de nemurirea Creatorului. Această spiritualizare a creației o arată Hristos pe muntele Taborului, atunci când fața lui strălucea ca soarele, iar hainele erau mai albe ca lumina. Aceasta arată că materia nu este opacă la prezența lui Dumnezeu, că poate fi pătrunsă de energiile create și poate fi transfigurată. Dar pentru că omul a vrut să devină el însuși stăpânul creației în locul Creatorului, a rupt legătura nemuririi cu Dumnezeu și a căzut în stricăciune și moarte. Dragii mei prieteni, aceasta a fost prima parte a emisiunii. Desigur, s-au ridicat foarte multe întrebări. Întrebarea pe care am formulat-o ceva mai devreme, dacă trebuie să ținem seama de fapte sau de credințe, rămâne în picioare. Nu trebuie să credeți că voi încerca eu să impun un anume punct de vedere. Nu. E un moment aniversar acest an Darwin și este loc pentru dezbateri. Și când dezbaterile sunt academice, chiar sunt interesante și chiar ne îmbogățesc pe fiecare dintre noi. Dar, în a doua parte a acestei emisiuni, vom da cuvântul domnului profesor dr. Mircea Flonta, care este membru corespondent al Academiei Române, care are un subiect interesant, poate cumva legat de primul pe care l-ați putut urmări. Titlul comunicării sale este Rezistența față de teoria lui Charles Darwin. Este o comunicare foarte interesantă și m-aș bucura dacă ați urmări-o cu atenția cuvenită, pentru că vedeți, este deseori pusă în discuție această problemă. Noi nu putem reproduce evoluția speciilor în laborator. Nu putem. Este o imposibilitate, pentru că procesele evolutive se desfășoară pe scări mari de timp. Dar același lucru se întâmplă și în cazul altor științe. Astrofizica nu poate experimenta stelele, poate observa. Același lucru face și biologia atunci când e vorba despre verificarea teoriei evoluției. O face prin observații și dovezile în favoarea teoriei lui Darwin vin din multe direcții. Dar haideți să-l urmărim acum pe domnul profesor dr. Mircea Flonta, vorbind despre rezistența față de teoria lui Darwin. Impactul teoriei lui Darwin a fost unic. Probabil că de-a lungul istoriei nicio teorie științifică nu a exercitat o înrăurire la fel de puternică asupra înțelegerii naturii și asupra înțelegerii omului. Un cercetător al evoluției, poate cel mai de seamă din a doua jumătate a secolului 20, Ernst Mayr, spunea că nimeni nu a influențat, citez, atât de mult viziunea noastră modernă asupra lumii, atât în interiorul științei, cât și dincolo de știință, decât acest victorian ieșit din comun, adică acest om al epocii victoriene. În lumea ideilor, ca și în viața practică de altfel, tot ce aduce o schimbare cu adevărat profundă, întâmpină o puternică rezistență.
Împotrivirea față de ideile lui Darwin a fost pe măsura profunzimii reconsiderărilor la care conduc ele. După părerea aceluiași Mayr, nicio teorie științifică nu a fost confruntată cu împotrivire atât de înverșunată și atât de îndelungată. În diferite medii culturale, medii filozofice, teologice, cu originea speciilor a lui Darwin, au fost asociate în epoca lui și mai târziu, lucruri din cele mai diferite. Iată doar câteva indicații în acest sens. Oamenii a căror viziune asupra lumii este modelată de mari tradiții religioase pot percepe darwinismul, subliniez pot, drept un atac îndreptat împotriva convingerilor lor fundamentale. Cercetători și filozofi care văd în lumea vie în primul rând armonia și expresia unei tendințe lăuntrice spre perfecțiune vor fi izbiți și contrariați de explicația darwinistă a adaptării ca rezultat al luptei pentru existență. Naturaliști care descriu evoluția lumii vii drept o suită de tranziții ce reprezintă macromutații vor pune în discuție în primul rând gradualismul concepții lui Darwin. În sfârșit, cei care împărtășesc o imagine asupra științei teoretice, asupra explicației științifice, modelată de idealurile de cunoaștere ale fizicii clasice, vor fi îndreptățiți să aprecieze drept nesatisfăcătoare o teorie care propune o abordare populațională, atribuie un rol proeminent individualității și apreciază explicațiile probabiliste ca fiind de nedepășit. Pentru a înțelege mai bine aceste reacții, este important de precizat ce anume constituie nucleul contribuției științifice darwiniene și, prin urmare, nodul controverselor. Noutatea fundamentală o constituie principiul selecției naturale. Selecția naturală și nu evoluția a fost teoria lui Darwin. În această privință există un consens al cercetătorilor evoluționiști din zilele noastre. Acumularea de dovezi în sprijinul ideii originii comune a tuturor viețuitoarelor a fost la Darwin un obiectiv subordonat celui esențial, și anume explicarea prin factori naturali a acelor caracteristici ale organismelor care sugerează că ele au fost proiectate de o inteligență superioară. Dacă principiul selecției naturale este în centrul construcției darwiniene, el va reprezenta în mod firesc și ținta principală a împotrivirii. Considerând lucrurile în mod mare și în mod schematic, putem distinge două surse ale rezistenței față de știința darwiniană. Odată, rezistența motivată de constatarea că unele din concluziile acestei științe sunt incompatibile cu o anumită viziune asupra lumii și asupra omului, respectiv, în al doilea rând, rezistența întreținută de atașamentul față de anumite reprezentări de excelență științifică care nu par să fie satisfăcute de teoria lui Darwin. Discuția publică largă, întreținută de teologi, filozofi și alți intelectuali, oferă mostre ale primului tip de reacție negativă. Iar discuția cercetătorilor naturii și filozofilor științei asupra particularităților teoriei și a unora din supozițiile care o susțin, constituie terenul pe care se manifestă cel de-al doilea tip de rezerve critice.
Linia de despărțire din cele două tipuri de rațiuni ale distanțării de știința darwiniană nu este totuși atât de netă cât pare să fie la prima vedere, în măsura în care unii cercetători care formulează obiecții față de teoria darwiniană, în calitatea lor de oameni de știință, pot să fie, de fapt, motivați și de convingerile lor subiective personale, de angajamente proprii în problematica valorilor și a sensului vieții. Concluzia la care conduce cercetarea lui Darwin, și anume descendența comună a tuturor speciilor de plante și animale, inclusiv a omului, prin mecanismul selecției naturale, nu pot fi ușor armonizate cu tradiții religioase, cum este și cea creștină. Este o constatare care poate fi susținută cu privire la reacții de altfel foarte diferite. Începând de acum 150 de ani, când a apărut originea speciilor, și până în zilele noastre. Unul dintre aceste reacții este cea a cercurilor bisericești, a teologilor și a credincioșilor instruiți, care înclină spre o interpretare strict literală a istoricirii Bibliei despre creația lumii, în sensul creației separate a speciilor pe baza unui proiect. Este poziție care a fost exprimată clar deja la o întrunire din iunie 1860, adică la câteva luni după apariția lucrării, a Asociației Britanice pentru Progresul Științei de către episcopul de anglican de Oxford, Samuel Wilberforce, care a fost într-o polemică cu această ocazie cu cunoscutul apărător a ideilor lui Darwin, Thomas Huxley. Wilberforce s-a exprimat în felul următor: supremația derivată a omului asupra pământului, capacitatea de vorbire articulată, darul rațiunii, voința liberă și responsabilitatea sunt toate în mod egal și pe deplin de neîmpăcat cu noțiunea degradantă a originii animale a celui care a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Un teolog protestant american, Charles Hodge, scria în cartea sa Ce este darwinismul, publicată în 1879, că negarea proiectului în natură, citez, înseamnă de fapt negarea lui Dumnezeu. Logica acestei poziții este simplă, deoarece teoria lui Darwin conduce la unele concluzii incompatibile cu cele împărtășite de cei care consideră ceea ce se consideră a fi fundamente ale credinței creștine, ceea ce unii consideră a fi fundamente ale credinței creștine, ea trebuie respinsă drept falsă. Nu alta este poziția susținătorilor de azi ai așa numitului creaționist științific sau a proiectului inteligent. Doar că ei cred că pot respinge ideea descendenței comune a tuturor speciilor prin selecție naturală cu argumente pe care se complac să le considere drept științifice. Despre cei care s-au raportat în trecut și se raportează și astăzi în acest fel la teoria lui Darwin, un foarte cunoscut teolog catolic contemporan, Hans Küng, profesor la Tübingen, afirmă într-o carte recentă, foarte recentă, citez, e identifică din nou, referirea este la Galilei, mesajul biblic cu o anumită teorie științifică. Niciun cercetător recunoscut al evoluției speciilor nu acceptă astăzi punctul de vedere că rezultatele controlabile ale muncii științifice în acest domeniu ar putea fi puse la îndoială, deoarece concluziile la care conduc ele intră în contradicție cu o imagine sau alta a lumii care s-a constituit în afara științei. Acei cercetători evoluționiști care împărtășesc convingeri religioase subliniază de obicei că nu există nicio contradicție între știința evoluției
și convingerile ei. Ei se opun înțelegerii istorisirii biblice a creației de drept o relatare care ar putea intra în contradicție cu bazele darwinismului. Într-o carte recentă despre Darwin, tradusă și în limba română, un foarte cunoscut cercetător evoluționist, american de origine spaniolă, Francisco Ayala, citează aprobator pe Papa Paul al II-lea, Ioan Paul al II-lea, care într-un mesaj adresat Academiei Pontificale de Științe în octombrie 1996, dezaproba interpretarea textelor biblice, citesc, ca afirmații științifice și nu ca învățături religioase. Ayala respinge acea interpretare a Bibliei care intră în conflict cu știința evoluției și califică poziția susținătorilor de astăzi a proiectului inteligent drept pseudoștiință și drept religiozitate falsă, adică ceva care eșuează și pe un plan și pe celălalt. Două temeiuri principale susțin o poziție ca cea a lui Ayala, la care aderă cercetătorii ai evoluției cu convingeri religioase și multe alte persoane avizate de bună credință. Primul temei este ideea mai veche că Dumnezeu, în calitate de creator al lumii, nu acționează direct, ci prin, cum se spune, cauze secundare. În cazul ființelor vii, aceste cauze sunt cele cercetate de știința evoluției. Este o idee nu lipsită de dificultăți, dar nu pot să mă opresc acum aici asupra acestui lucru. Al doilea temei este punctul de vedere principial că religia și știința răspund la întrebări diferite. Știința nu ne spune nimic despre lume ca întreg, despre valorile care dau sens vieții omului. Iar nu va putea intra prin urmare în conflict cu credința religioasă decât atunci când în numele credinței sunt susținute puncte de vedere care sunt în contradicție cu rezultate controlabile ale muncii științifice. Suntem în fața unei variante a unei poziții mai generale acceptate de mulți cercetători ai naturii, care va putea fi caracterizată spunând simplu că știința se interesează exclusiv de ceea ce este real și de ceea ce este posibil, în timp ce toate reprezentările oamenilor despre lume în ansamblu au o finalitate cu totul diferită de finalitatea cercetării științifice, și anume susținerea și întemeierea unui anumit sistem de valori. Obiecțiile și rezervele cercetătorilor naturii față de teoria lui Darwin s-au concentrat îndeosebi asupra ideei selecției naturale, ideea centrală a teoriei, și asupra unora dintre presupozițiile și consecințele acestei idei. Faptul nu este surprinzător. Pe fundalul orientărilor care dominau autoritar gândirea științifică în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, principiul selecției apărea drept ceva foarte neintuitiv. Oamenii sunt obișnuiți să explice o ordine pe care o constată printr-o ordine de nivel superior. Creatorul unui inelte, creatorul unui instrument sau unei opere de artă este o entitate care prezintă un grad mai înalt de complexitate și de ordine decât creația sa. Inclinația de a considera această ordine, care este adaptarea adesea uimitoare a structurii și comportării organismelor
la obiective cum sunt supraviețuirea și transmiterea caracterelor urmașilor, ne apare cu totul implauzibilă, dacă ne apare ca fiind cu totul implauzibilă din perspectiva întâmplării, a aleatoriului. Singura trăsătură care distinge variațiile promovate de selecția naturală este capacitatea de a oferi avantaje adaptative indivizilor care le posede. Direcția în care va avea loc evoluția va depinde, prin urmare, exclusiv de împrejurarea, dacă în condiții date ale ambianței, avantaje adaptative vor putea fi obținute prin complexificare sau, dimpotrivă, prin simplificare. În opoziție cu naturaliștii înclinați să vadă evoluția speciilor drept o înaintare spre complexitate și perfecțiune, Darwin nu a crezut în existența unei anumite direcții a evoluției. Pe marginea unei cărți pe care el o citea, am scris: "Never speak of higher and lower in evolution." Constelații unice, irepetabile, produse prin reunirea aleatorie a unui număr imens de factori și condiții, au făcut ca într-o zonă geografică sau alta, într-o nișă ecologică sau alta, evoluția să ia o anumită direcție, una din multele posibile. Cunoscutul cercetător al evoluției, a cărui nume am fost amintit aici, Gould, scrie de pildă că dacă anumiți pești nu ar fi ajuns pe uscat, nu ar fi apărut vertebratele terestre. Dacă mamiferele nu ar fi cunoscut acea diversificare și evoluție care ne sunt cunoscute, iar mamiferele nu ar fi cunoscut acea diversificare care, și complexitate care ne este cunoscută, fără dispariția dinozaurilor, acum aproximativ 6 milioane și jumătate de ani. Dacă unele specii de maimuțe nu ar fi supraviețuit în savanele Africii, Homo sapiens nu ar fi apărut și nu s-ar fi răspândit pe glob. Iată cum se exprimă Gould. Suntem accidente glorioase ale unui proces impredictibil, cu niciun impuls spre complexitate și nu rezultate așteptate ale proceselor evoluționiste care aspiră să producă o ființă capabilă să înțeleagă modalitatea propriei sale construcții necesare. Nu există o asemenea direcție. Eu mă opresc aici, din rațiuni de timp. Vreau să vă spun doar că pot fi urmărite în discuția rezistenței față de teoria lui Darwin o serie de alte linii. Una este legată de ceea ce a fost amintit aici, și anume de obiecțiile pe care au fost aduse în ultimele decenii, în primul rând pe baza unor cercetări paleontologice a interpretării lor împotriva gradualismului darwinian, o întreagă discuție. Walsh, Eldridge și alții sunt autori reprezentativi pentru asta. Apoi este vorba despre particularitățile acelei explicații date de Darwin evoluției speciilor. Acele particularități care fac adeseori să se vorbească de faptul că, așa cum s-a spus chiar astăzi aici, ceea ce ar fi făcut Darwin este să elaboreze o ipoteză științifică, dar nu să producă o teorie științifică, pentru că o teorie științifică ar avea anumite condiții. A spus între altele că trebuie să fie testată în laborator. Se poate discuta pe larg asupra acestei teme și se poate arăta că asta este o nouă paradigmă a științei, iar multe obiecții care îi se aduc din punctul de vedere a teoriei metodei științei și sunt inspirate de faptul că se consideră criteriile de excelență ale fizicii clasice și ale științei matematice a naturii ca fiind cerințe universale ale excelenței științifice.
Dragii mei prieteni, cred că a fost interesantă și această a doua comunicare. Puneți-o în față cu prima, puneți-vă întrebări. Știința ne obligă în permanență să ne punem întrebări. Știința nu este ceva dat odată pentru totdeauna. Multe dintre conceptele cheie ale științei s-au modificat de-a lungul timpului în măsura în care faptele, noile fapte pe care le identificam în lumea înconjurătoare, în lumea naturală, ne impuneau acest lucru. Dar noi avem un obicei prost, noi oamenii, noi jurnaliștii. Discutăm în general despre oamenii de știință prin prisma, prin strict prisma operei lor, prin prisma lucrurilor pe care le-au realizat. Dar uităm un lucru și lucrul acesta zic eu că este foarte, foarte, foarte important. Toate aceste creații științifice ale umanității, oricât de banal ar putea să sune, au fost create de niște oameni. Cine au fost, de fapt, acești oameni? Ce frământare au avut ei ca oameni, nu ca oameni de știință? Ce fel de gânduri aveau ei în vremea în care trăiau pe această planetă? Rar ori se vorbește despre oamenii de știință ca despre niște oameni ca atare, ca despre niște prieteni, niște frați, niște rude apropiate. De aceasta, din acest motiv, mă bucur că în sesiunea de comunicări de la Academia Română, dedicată anului mondial Darwin, a fost o comunicare care s-a ocupat mai degrabă de omul Darwin, de gândurile lui Darwin, consemnate acolo ca niște mici notițe pe marginea manuscriselor sale sau pe marginea cărților pe care le citea. Această comunicare a fost susținută de domnul profesor doctor Marian Traian Gomoiu, la rândul său membru corespondent al Academiei Române, o comunicare pe care mărturisesc că am urmărit-o cu mare drag. Pentru că, așa cum v-am spus, omul Darwin apare dincolo de opera lui Darwin. Vă invit să-l urmăriți pe domnul academician Gomoi. Problema noastră majoră de astăzi, nu numai a noastră, omenirii, este problema Darwin. Pentru că sărbătorirea nașterii lui Darwin și a 150 de ani de la apariția originii vieții, trebuie cel puțin nouă biologilor, celor împătimiți de natură, dacă vreți, celor care se bucură de viață, să ne pună întrebări și să ne pună idei. Recitând câteva dintre operele marelui naturalist, pentru că, drept să vă spun, după anii 60 sau în sfârșitul lui 50, Academia Română a început să publice și Originea Speciilor, a început să publice și Jurnalul de Călătorie și a publicat și autobiografia lui Darwin. Și mă bucur că pentru anul Darwin, așa cum a amintit domnul profesor Plonta de darul lui Darwin pentru știință și religie care a apărut, și a mai apărut o carte a călătoriei lui Darwin în jurul lumii pentru copii, o prelucrare. Este remarcabilă această lucrare. Având în vedere problemele care s-au pus, eu aș dori să mă refer cu doar la jurnalul acestei călătorii a lui Darwin, pe care îl consider un manual pentru observarea și cunoașterea naturii. Aș vrea să spun că Darwin dă speranțe
mari, ideile lui Darwin, așa, cu perspective pentru viitor, aș vrea să mă refer la câteva gânduri moștenite, gânduri tezaur creativ pentru viitorime și, în două cuvinte, să mă refer la faptul, dacă Darwin ar trăi astăzi, cum ar găsi planeta? Călătoria lui Darwin în jurul lumii rămâne poate cea mai fructuoasă realizare a spiritului uman în aventura cunoașterii. Jurnalul acestei călătorii reprezintă un document de o valoare excepțională, ilustrând filozofia tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte, credem, cuprinzând o imensă bogăție de fapte, observații noi adunate de Darwin din domeniul geologiei, botanicii și zoologiei. Călătoria a reprezentat un excepțional mediu germinativ care a incubat treptat semințele cunoașterii, uneia dintre cele mai generoase idei ale omenirii. Concepția științifică despre evoluția lumii vii, teoria descendenței modificate cu ajutorul selecției naturale, mai adesea, așa cum s-a amintit aici, ca teoria evoluției. Opera lui Darwin și, în special, lucrarea despre originea speciilor prin mijlocirea selecției naturale a schimbat radical modul în care oamenii privesc și înțeleg istoria vieții pe Pământ. Momentul apariției acestei cărți, care a revoluționat gândirea, coincide în țara noastră cu momentul când ne adunăm, încercam să ne organizăm. Dar important este faptul, curând după aceea, toți tinerii noștri care au mers în afară și au venit în țară cu ideile lui Darwin și au dezvoltat aceste idei. Și nu întâmplător este faptul că avem în literatura noastră de specialitate a biologilor câteva cărți foarte importante, care stau alături, la loc de cinste, alături de operele altor savanți de aiurea. Și aici m-aș referi în primul rând la ideile evoluționiste ale lui Rakoviță și numai puțin venerabil ale cartea profesorului Bodnariuc, despre care doamna academician Simionescu a amintit, evoluționismul încotro. Deci, preocuparea pentru ideile moderne, pentru analizarea lor, pentru argumentarea lor, au fost puternice încă de la început și la noi. În autobiografia sa, Darwin ne mărturisește cât de mult a însemnat voiajul său. Și vreau să fac această subliniere în special pentru tinerii cercetători. Că de multe ori ne facem meseria ca pe o datorie, că lucrăm la un stăpân și nu ca pe o proprie dorință și pasiune pentru lucrul pe care îl facem. Dar haideți să lăsăm pe Darwin să ne spună cât de mult a însemnat voiajul său. Călătoria pe Beagle a fost fără îndoială cel mai important eveniment din viața mea și mi-a determinat întreaga mea carieră. Am simțit totdeauna că prima învățătură adevărată sau educația minții mele, acestei călătorii îi le datorez. Ea m-a făcut să mă ocup îndeaproape de mai multe ramuri ale istoriei naturale, dezvoltându-mi în felul acesta puterea de observație, deși o avusesem destul de bine dezvoltată până atunci.
ce a făcut Darwin în timpul călătoriei. A fost un observator extraordinar, înzestrat cu o curiozitate nesecată. Nu lua nimic ca atare, ci se întreba întotdeauna de ce și cum. De ce fauna insulelor este atât de diferită de aceea a cel mai apropiat uscat? Cum au apărut speciile? De ce sunt fosilele din Patagonia atât de asemănătoare în esență cu biota din Patagonia? De ce fiecare insulă din arhipelag are specii endemice proprii care seamănă însă mai mult unele cu altele decât cu speciile înrudite din zonele mai îndepărtate? Această capacitate de a observa faptele interesante și de a pune întrebări adecvate asupra lor i-a permis să facă atât de multe descoperiri științifice și să elaboreze atât de multe concepte absolut originale. Să ne referim la disciplina de zi cu zi în timpul activității sale și să îl lăsăm tot pe Darwin să ne spună. Diferitele studii speciale pe care le-am menționat erau totuși prea puțin în comparație cu deprinderea pe care am căpătat atunci de a lucra la orice cu energie, cu atenție încordată. Orice gândeam sau citeam trebuia să pun în legătură directă cu tot ce văzusem sau aș fi putut să văd. Și această deprindere a minții a continuat tot timpul celor 5 ani de călătorie. Sunt convins că această disciplină m-a ajutat să efectuez tot ce am realizat în știință. Dragostea pentru știința lui Darwin. Aruncând un privire în trecut, pot vedea cum dragostea pentru știință a predominat treptat toate celelalte înclinări ale mele. Am descoperit, deși fără să-mi dau seama, pe nesimțite, că plăcerea de a observa și de a judeca era mult mai mare decât aceea de a fi îndemânate la vânătoare și la pescuit. Instinctele primitive ale omului necivilizat au făcut loc încetul cu încetul obiceiurilor omului civilizat. De luat aminte, pentru mulți care știm ce fac în țara cu vânătoarea. Dragii mei prieteni, asta a fost emisiunea noastră din această după-amiază. Domnul profesor Alexandru Mironov chiar m-a rugat să vă spun, să vă comunic, dacă mi-este permis, că fiecare lună de mâine să îl conturăm pe Darwin ca personalitate științifică de mâine, să îl conturăm pe Darwin ca personalitate științifică și, bineînțeles, nu vom evita dezbaterea din jurul lui Darwin. Darwin, omul care a schimbat modul în care vedeam noi istoria vieții pe Pământ și a schimbat-o odată pentru tot de una. Eu vă invit săptămâna viitoare în același loc și la aceeași oră al dumneavoastră, Cristian Roman.